vrea să vă vorbesc în această seară despre câteva dintre avantajele unei relații autentice cu un învățător spiritual. Mi-am intitulat videoul Avantajele de a fi acceptat ca discipol, tocmai pentru că de obicei oamenii pun problema avantajele de a avea un maestru. Ideea asta de a avea un maestru este ca și cum ți-l cumperi, ca și cum îi faci lui un hatâr că te duci după el, că îi urmezi învățătura și că îi ești discipol. Cumva ca și cum faci parte din auditoriul unui vorbitor, iar respectivul se simte măgulit pentru că tu ai binevoit cu augusta ta prezență să-i urmezi sfaturile, cursurile sau învățătura. Asta este o concepție complet eronată și care, dacă este greșită din start, e foarte greu de vindecat, foarte greu de curarisit. Mulți au impresia că relația cu o învățătură și un profesor care predă o învățătură este o relație pur tehnică. Mă duc? Bun. Îmi cer scuze, am avut un apel telefonic. Spuneam că de multe ori facem eroarea de a considera că mergem la învățăturile spirituale exact ca la piață. Mergem să cumpărăm învățătură. Ne uităm cât costă cursul ăla sau ce așa. Și considerăm că dacă am plătit niște bani, suntem îndreptățiți exact ca un învățător la un anumit produs standardizat și o anumită comportament oarecum submisiv a celui care predă, pentru că el trebuie să-mi îndeplinească mie așteptările. Adică e vorba aia, să știu pe ce am dat banii. Acest accent pus pe partea financiară a relației cu profesorul în prima fază, că nu e încă maestru, nu l-ai cunoscut și nu știi dacă încă vei intra într-o relație apropiată cu el, este o eroare. Este o eroare. De multe ori nu înțelegem că banii în ecuația spirituală și mai ales în abordarea spirituală nu au aceeași pondere și aceeași importanță pe care o au în viața de zi cu zi. Este un alt tip de relație. Nu o să detaliez aici, dar de multe ori profesorul respectiv nu primește nimic din banii respectivi. Cu alte cuvinte, intenția lui pură este aceea de a transmite învățătura. Este o intenție bazată pe compasiune și nu pe mercantilismul acesta de a face bani, de a rotunji veniturile. Așa ar trebui să fie un învățător autentic. Acum că 90% din cei care vin și predau diverse lucruri sunt interesați sau semi-interesați, au în diverse măsuri aceste intenții amestecate, asta e altă problemă. Dar un învățător autentic nu va vedea banii decât ca pe un mijloc de a își atinge aceste scopuri, de a răspândi învățătura, de a ajuta oamenii, de a fi compasiv. Deci vor fi un mijloc și nu un scop. Ideea este că deci ceea ce contează este atitudinea noastră față de profesor. Și dacă mergem ca la piață și cumpărăm un produs, cumpăr învățătura aia și așa, eu îl voi trata în mod inconștient, mintea mea îl va pune în categoria vânzătorului pe învățător. Și nu-i va acorda respectul cuvenit și, cum să spun eu, respect nu din perspectiva aceasta cum suntem noi învățați în conceptul de respect, că e un om mai bătrân sau mai deștept ca mine, nu. Este respectul cuvenit a ceea ce el transmite, a ceea ce el este, cum să spun eu, în posesia a lucrului care vine de la, care vine prin el către noi. Aceasta este forma supremă de respect. Foarte mulți vezi la învățături spirituale că fac plecăciuni, că manifestă un soi de falsă atitudine de respect, doar pentru că văd profesorul că este îmbrăcat în robă portocalie sau că
poartă însemnele specifice tradiției sale. Asta este o eroare fundamentală. Trebuie să înțelegem foarte bine, de fapt, că respectul provine din faptul că profesorul respectiv reprezintă o oportunitate unică pentru noi de a ne conecta cu o realitate, cu o realizare care altfel ne este quasi inaccesibilă. Și atunci trebuie să învățăm din start să înțelegem și să apreciem raritatea și prețiozitatea unei astfel de prezențe și de ajutor. De acolo trebuie să provină respectul. Odată ce am intrat în contact cu profesorul, nu toți cei care primesc o învățătură de la el sunt acceptați ca discipoli. Ce înseamnă să fii acceptat ca discipol? Nu înseamnă doar faptul că el ți-a transmis învățătura, ți-a transmis împuternicirea, ți-a dat acel imbold și informație pentru a practica. Ți-a transmis o anumită stare sau o anumită experiență. Nu. A fi acceptat ca discipol înseamnă să dorești în mod conștient să ai acea stare de maturitate care să te facă să înțelegi prețiozitatea, unicitatea și raritatea învățăturii și a învățătorului și să aceste elemente să-ți creeze această hotărâre extraordinar de puternică de a urma acea învățătură cu acel învățător și de a te apropia de el. E un pas pe care îl faci către el. V-am spus, în afara acestei ecuații mercantile în care eu plătesc un curs sau un seminar sau un retreat și el e obligat să vină la toate lecțiile și să-mi prezinte mie cum îmi place mie și dacă nu-mi place sunt nemulțumit și eventual îi și spun că sunt nemulțumit sau cer refund, cer banii înapoi că nu mi s-a părut mie nu știu ce. Adică astea sunt lucruri prin care omul arată că a ratat complet sensul profund al acelei întâlniri. Și atunci, în momentul în care ești copt la minte, copt spiritual și ai înțeles de fapt ce ai întâlnit și ce oportunitate imensă ai, în momentul acela creezi o deschidere, creezi o conexiune. Foarte mulți oameni spun, n-am simțit o conexiune, probabil că n-avem o karmă din trecut. Karma se creează și în prezent, să știți. Odată ce am acea clipire, acel ceva, acea clipire de conștiință care mi-arată că am acea șansă extraordinară, din momentul ăla este mingea în terenul meu. Depinde doar de mine să fac un demers, un pas. De exemplu, eu vă spun cum am experimentat eu acest lucru cu un profesor nou pentru mine. Este vorba de un profesor din Bhutan. Bhutanul este o țară extrem de... are doar 4 milioane de locuitori. O țară extrem de izolată, undeva pe platoul Himalayan și păstrătoarea uneia dintre cele mai profunde tradiții budiste care a fost păstrată acolo printr-o linie neîntreruptă de profesori, de maestri, care au avut această transmisie experiențială. Și ei s-au deschis recent către Occident. Am avut ocazia să-l cunosc pe acest profesor în Kiev, chiar în Bucea, în Ucraina, cred că în 2017 sau 2018. Apoi am primit următoarele învățături de la fratele său, o altă ființă realizată, în Polonia, anul următor. Apoi în Franța, anul acesta, deja am primit continuarea acestor învățături în Franța. Din momentul în care am realizat ce ființă extraordinară am în față și ce învățătură unică transmit, mi-am propus să fac tot ceea ce stă în puterile mele pentru a obține o conexiune cât mai mare cu acești profesori. Și anul acesta am mers la cel care este considerat practic principalul profesor
m-am prezentat și am spus, mi-aș dori să am o conexiune mai puternică cu tine. Cu alte cuvinte, vreau să devin discipolul tău. Asta în condiții în care eu mai am și alți profesori, dar nu este interzis să ai mai mulți profesori. Nu este ca în alte școli în care, gata, dacă ești la mine, nu te mai duci la altul. Khyentru Rinpoche, de exemplu, este un profesor Rime. Rime în limba tibetană înseamnă un profesor care este deschis către toate celelalte linii și tradiții. Și el chiar ne îndeamnă, ne încurajează să mergem să învățăm cât mai mult din cât mai multe tradiții. Să ne lărgim acest orizont al practicii. Și dar totuși să nu ne edulcorăm, să nu pierdem focusul pe o anumită practică ca și practică principală. Și evident că la acel moment nu am primit un răspuns la cererea mea, însă ulterior fratele acestui profesor m-a ținut minte și mi-a spus ok, am vorbit cu Rinpoche și așa e. Rinpoche este un titlu de considerat un titlu de respect. Și a fost de acord să vin în România. Și vă dați seama că m-am bucurat foarte tare de faptul că nu doar că m-a acceptat și a acceptat această dorință mea de a crea o conexiune mai puternică, ci faptul că vrea să vină la mine în țară și să ne cunoaște mai bine și să-l pot avea aproape. Și mi-am propus să fac din această vizită a lui o întâlnire exemplară, să dau atenție tuturor detaliilor și dacă se poate să întăresc cât mai mult această conexiune. Bineînțeles, eu întotdeauna am fost supradimensionat în toate planurile. Îmi doresc să-i organizez și o conferință, să îmi cunoască și familia cât mai bine, în fine. Membrii grupului meu din alte cercuri din acestea de practicanți, pentru că consider că este o ființă foarte valoroasă și deține o învățătură foarte valoroasă. Însă decisivă a fost această dorință mea de implicare într-o relație cu el, adică nu s-a terminat weekendul sau învățătura respectivă, eu m-am întors la ale mele, el s-a întors din țara de care unde provine și eu mi-am reluat vechile obiceiuri, vechile atitudini, atașamente, etc. Adică nu m-a ajutat cu nimic întâlnirea cu el. Foarte important să ai această decizie, această hotărâre. Asta voiam să exemplific prin ce am povestit. Bun. Acum, o a doua greșeală importantă pe care o fac foarte mulți practicanți este aceea că îl văd pe maestru ca pe posesorul unui secret, a unei tehnici, a unei rețete spirituale, pe care dacă o învață și o repetă la perfecție, adică ca și metodologie, le iese și lor. Cu alte cuvinte, e ca în fizică, da? Dacă am toate condițiile necesare efectuării unui anumit experiment din punct de vedere obiectiv, experimentul ăla se repetă de fiecare dată cu aceleași rezultate, pentru că astea sunt legile fizicii și asta înseamnă știință. Și foarte mulți cad în această extremă în care consideră religia ca fiind o formă subiectivă de raportare la realitate, da? Că e bazată pe credință și credința e o chestie care nu poate fi cuantificată, măsurată, pipăită. Iar la polul opus sunt aceste tehnici, căi și tehnici de evoluție spirituală, aceste rețete aparținând unor tradiții exotice și care ele însele sunt suficiente să ducă practicantul la realizare. În realitate lucrurile nu stau așa. Nu întotdeauna 1 plus 1 fac 2. Nu întotdeauna practica înseamnă acumulare din această seacă matematică prin repetiții,
sunt în anumite tradiții că se recomandă să practici de 100 de mii de ori nu știu ce tehnică pentru a obține nu știu ce rezultate, că așa este prescris în texte. În realitate lucrurile nu stau așa. Pentru a obține rezultatul e nevoie de foarte multe ajustări ale minții practicantului. De ce? Pentru că mintea noastră are prin viața noastră de zi cu zi întipărite anumite atitudini care ne duc în niște extreme ale conceptualizării noastre și care sunt atât de bine fixate încât noi nici nu le conștientizăm că sunt greșite. Greșite nu din punct de vedere al caracterului nostru uman sau al societății, ci greșite din perspectiva abordării practicii. Și atunci, de asta este nevoie de maestru și de îndrumarea lui, de crearea acestei relații personale bazată pe încredere, apreciere și mai ales de nu găsesc alt cuvânt, alt sinonim decât de ascultare. Știți că în tradiția creștină se spune a face ascultare. Ce înseamnă să faci ascultare? În cărțile teologice ni se spune a-ți tăia voia proprie și a face voia lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu de obicei își face voia prin poruncile pe care ierarhul le dă celui care este sub ascultare, aflat sub ascultare. Aici nu e chiar așa. Aici este vorba de faptul că înțelegând raritatea și prețiozitatea învățăturii, realizările acelui maestru care practic este transmițătorul învățăturii, înțelegând capacitatea lui de a te ghida, de a vedea dincolo de aparențele tale, de a vedea la un mod profund în tine și cum funcționează mintea ta și ce tendințe ai, el prin sfaturile sale, prin lucrurile pe care nu ți le recomandă, de la un anumit nivel ți le impune, el practic te pune exact în poziția corectă pentru a atinge realizarea. Cu alte cuvinte, el poate să-ți dea tehnica, să ți-o vândă, da? Cum spunea Kent Rinpoche, zice, mi-au venit niște chinezi foarte bogați și au zis, uite, îți dau nu știu câți bani, foarte mulți bani, să-mi vin, să-mi dai tehnicile de Kala Chakra, cele 6 Vajra Yoga, care sunt stadiul de completitudine. Și l-a început să râdă. Și a spus, chiar dacă ți le dau, n-ai ce să faci cu ele, pentru că nu vei atinge o realizare fără ghidare, fără a respecta și fără a trece prin toate etapele căi. De ce? Pentru că mintea este o manifestare extrem de complexă. Și chiar și în prezența acestor practici care sunt foarte puternice și extrem de detaliate și cu efecte profunde asupra sistemului nostru energetic și mental și chiar fizic, totuși ele nu sunt suficiente să ducă la realizare. Se spune că aici e nevoie de binecuvântările maestrului. În ce constă binecuvântarea maestrului? Constă în faptul că el este capabil să îți îmblânzească mintea. În budism se vorbește foarte mult despre îmblânzirea minții. Mintea este exact ca un cal nărăvaș, care are extreme, are rigidități, și se vorbește în anumite etape ale practice despre flexibilizarea minții. Dacă nu se înțeleg aceste lucruri din aproape în aproape, ratezi sensul relației cu maestru. Să ai un maestru nu este un titlu de glorie, de mândrie. Da, eu sunt discipolul lui Dalai Lama. Mamă, câți i-am auzit că ei sunt discipolii lui Dalai Lama. Îmi și venea să râd. Este exact ca și povestea. A fi ucenicul cuiva. Nu-i suficient să-l cunoști. El trebuie să te fie acceptat ca discipol și să ai o relație directă cu el. În ce mod ai relația directă? Nu prin viz, nu prin telepatie. Prin comunicare directă. De asta e bine să ai o comunicare cu profesorul. Băi, să ai numărul lui de telefon, să-l suni sau să-i dai mesaje când ai o problemă.
să aibă posibilitatea să discute periodic cu tine, să te verifice, să știe cum ești, să fie mai mult decât un prieten ca deschidere, să poți să discuți cu el absolut orice, să te deschizi în fața lui, pentru că altfel nu te poate ajuta. Pe cei care aud că spun că sunt elevii nu știu cărui mare profesor, însă ei nu au o relație personală cu acesta, de la inimă la inimă, și nu comunică în mod periodic și deschis, pot să spun că relația aceea este o relație pur formală. Eu pot să mă consider discipolul nu știu cui, dar dacă n-am acest tip de relație foarte apropiată, ea nu va duce la o creștere a încrederii, la o creștere a comunicării, la asumarea de către maestru a conducerii acelui discipol către realizare. Pentru că altfel nu funcționează lucrurile. Pe vremuri, atunci când un maestru accepta un discipol, discipolul se muta cu tot ce avea la casa maestrului. Se muta, dacă de exemplu era un ermit, un sadhu, cum li se mai spunea, da? Un ascet, dacă el avea o peșteră, se muta lângă el, acolo, în peșteră. Sau într-o încăpere alăturată, sau în altă peșteră, în apropiere. Dacă era un maestru căsătorit, care avea familie și avere, fermă, casă, se muta la el în casă, sau într-o anexă. Și trăia în apropierea maestrului, și în acest mod maestrul putea avea sub supraveghere și putea să-i cunoască tendințele, modul de manifestare, etc., etc. În zilele noastre nu se mai poartă genul acesta de relație atât de apropiată. Pentru că vine profesorul 3 zile, o săptămână, o lună, predă și pleacă. Întreaba lui, nici tu nu-l poți cunoaște foarte bine pe el, nici el nu te poate cunoaște foarte bine pe tine. Dacă vrei să aprofundezi acest gen de relație, trebuie să apelezi la aceste mijloace de comunicare la distanță. Telefon, WhatsApp, Signal, Telegram, ce mai există? WeChat, în cazul celor din Asia. Și trebuie să îndrăznești. Să îndrăznești să cultivi această relație. Și această îndrăzneală trebuie să vină din partea ta. Și să fie insistentă, să fie perseverentă, însă nu sâcâitoare. Adică să se manifeste cu grija și respectul pe care trebuie să dai dovadă față de profesorul tău. De exemplu, eu în efuziunea mea, așa, eu sunt extrem de liber în comunicări. La un moment dat îndesisem foarte mult comunicările cu Kentru Rinpoche și aproape zilnic, că tot îi dădeam mesaje, îl frecam la cap cu tot felul de întrebări. Și la un moment dat mi-a reproșat, mi-a spus, băi, tu îmi dai mesaje din mașină, unde e respectul față de mine? Pentru un occidental, chestia asta poate să pară o tâmpenie. Stai, mă, păi, poți dau mesaj de oriunde, nu? Și în prima fază am avut acest gen de reacție. Băi, la ce se referă omul ăsta? Aici vreau să subliniez un alt aspect, că sunt și diferențe culturale pe care noi poate că nu le avem în vedere. Pentru că ceea ce poate fi o formă de respect într-o tradiție, poate să fie o chestie absolut banală în altă cultură. De exemplu, de fiecare dată când se organizează învățături cu învățători tibetani, li se spune celor din sală, aveți grijă, textele pe care le-ați primit sau cărțile despre spiritualitate nu le așezați pe jos în sală. Pentru că este o lipsă de respect față de ce înseamnă acea tradiție, acea învățătură, și practic ofensăm profesorul. E un obicei cultural. Tot un obicei cultural este ca atunci când faci o poză cu profesorul să nu stai și să fii peste el ca înălțime în fotografie. Foarte mulți o să râdeți, însă uitați-vă la pozele diverselor persoane cu Dalai Lama, că niciunul nu este în poză mai înalt decât Dalai Lama. Este o formă tot așa de respect acordată ierarhiei, un soi de recunoaștere a
autorității spirituale a acelei ființe. Și vorba aia, tibetanii sunt micuți la fel ca și chinezii și toată Asia. Noi suntem mânați pe lângă ei. De câteva ore am uitat chestiunea asta când Kentru Rinpoche, la un dat m-a chemat să fac o poză cu el la Calapa. De obicei îi cerem noi să facem poze cu el, dar de data asta a vrut el o poză. Și eu m-am lățit mare așa și mi-a dat o palmă peste ceafă ca un fel de avertizare. Băi, fă-te mic, păi, ai uitat convenția asiatică. Și evident că în momentul ăla m-am prins și mi-am zis, băi, uite ce tâmpit sunt, iar am greșit o tâmpenie. Repet, astea sunt forme de a fi în permanență conștient de relația cu maestru și de prețiozitatea acestei relații, pentru că mintea umană obișnuită tinde să uite aceste lucruri și să tratezi profesorul ca pe o ființă oarecare, ca pe un om banal obișnuit. Și în momentul acela pierzi acest beneficiu. Nu că pe el l-ar deranja lipsa de respect sau ca persoană, ci tu ești cel care pierde conexiunea cu acea parte sacră a ceea ce el reprezintă. Sunt foarte multe lucruri de spus despre relația autentică cu maestru. Și să știți că au fost foarte mulți oameni care au trăit ani de zile lângă profesori extraordinari, însă neavând această înțelegere profundă a modului în care trebuie să relaționeze cu profesorul, cum trebuie să evolueze această relație de încredere, de respect și apoi chiar de iubire față de învățător, au ratat sensul acelei căi și au pierdut timpul, efectiv. Degeaba ai lângă tine pe Iisus Hristos, pe Buddha, pe cine vreți voi, dacă tu nu ești capabil să-i recunoști și să-i apreciezi și să beneficiezi de această de acel ceva reprezentat de acea ființă. De exemplu, despre Iisus se spunea că a avut un frate care toată viața lui l-a considerat ca fiind o persoană cu foarte puține realizări, care practic nu respecta spiritual din niciun punct de vedere. Și Iisus nu i-a spus nimic, dar respectiv, vă dați seama, a pierdut. Să ai ca frate pe însăși Dumnezeu manifestat în formă umană și tu să nu ai niciun beneficiu de aici. La fel despre Buddha se spunea că a avut un discipol, un văr de-a lui care mereu îl critica și considera că Buddha nu are niciun fel de realizare. Și chiar și în condițiile în care a avut niște ocazii extraordinare pentru a beneficia de prezența lui Buddha, nu a făcut-o. Deci, de asta, dacă nu cunoști aceste lucruri și nu spui problema, risci să ratezi experiența. Și nu în ultimul rând, noi occidentalii mai avem o problemă majoră. Este un principal obstacol în întâlnirea cu maestru. Și anume, ne prețuim foarte mult independența și suntem foarte sensibili, foarte orgolioși. Că asta l-am și întrebat la un moment dat pe Rinpoche, pe Kentru Rinpoche, care e principala noastră problemă a occidentalilor. Și a zis, sunteți mult prea sensibili, sunteți vanitoși. Dacă maestru nu vă acordă atenția sau știu și eu, da, atenția pe care voi tânjiți și aprecierea, imediat vă desumflați, vă îndepărtați, rupeți legătura. Și are dreptate, așa suntem noi ca occidentali. Dar spuneam că acest obstacol, și cu asta închei, este cel al refuzului de a ne considera inferior unei alte persoane din punct de vedere spiritual, de a-l considera, și avem această atitudine greșită de a-l considera pe maestru drept egalul nostru. Da, din punct de vedere ultim, toți suntem egali, însă în relația în care eu sunt un ignorant, iar maestru este deținătorul unei forme de cunoaștere foarte rară, a te considera egalului
sau chiar superior în anumite privințe este o eroare extrem de gravă și care poate afecta orice beneficiu de care putea să ai parte în relația cu profesorul. Și de asta, dacă nu înțelegem acest lucru și nu avem bunul simț de a ne vedea limitele și nu manifestăm deschiderea de a primi din partea acelui profesor cu modestia și cu umilința necesară unei astfel de relații, dacă nu suntem pregătiți și deschiși să primim acea învățătură, demersul este din start ratat. Cam astea sunt lucrurile pe care voiam să vi le spun. Am simțit nevoia să vorbesc despre asta așa, de închidere de an, pentru că anul acesta am beneficiat foarte mult de pe urma profesorilor mei și le sunt recunoscător și vreau să dăruiesc și eu din ceea ce am primit, arătând cât de importantă este relația cu un profesor. Și vă urez să aveți noroc cu șansa să întâlniți profesori calificați și să fiți, să nu cădeți în plasa maestrilor care abuzează discipoli sau se folosesc de ei. Pentru că există oameni. Dar despre asta poate cu altă ocazie. Astăzi v-am pus partea mea de... Zice, domnul Mihai Rapcea, știți că Chenturi Ripoce a zis că la începutul interviului din România că s-a făcut călugăr pentru că nu avea altă soluție de a-și câștiga existența? Ce meserie are? El era păstor de iaci. Povestea lui e foarte interesantă. S-a născut într-o familie foarte săracă de păstori nomazi din regiunea Kham, a Tibetului Central, în Amdo, în provincia Amdo. Și biografia lui, el și-a scris-o și se găsește în limba engleză. Puteți să o citiți pe internet. Și datorită faptului că tatăl și doi frați au murit la distanță foarte mică, pentru pomeni, pentru toată asta, familia a trebuit să vândă cam tot ce au avut. Și au rămas sărași lipit pământului. Practic, sora și-a trimis-o la o, tot așa, la o mănăstire. A rămas mama lui cu un frate. Alt frate de-a lui mai mic este tot călugăr. L-a dus la mănăstire pentru că practic nu mai aveau animale, nu mai aveau nimic. Erau sortiți să moară de foame. Și el a intrat la mănăstire, dar el își dorea să ajungă la mănăstire. Asta nu spune el din modestie. Însă a ajuns la mănăstire într-adevăr și mânat de această necesitate că nu mai avea unde să trăiască. Nu avea o altă alternativă. Însă să știți că asta nu-i diminuează cu nimic calitatea aceasta excepțională de a fi păstrător unei tradiții extrem de rare. Deci el ca meserie este păstor de iaci. Cum a transcens dorința dacă a fost de la început călugăr? Asta e o altă poveste. Puteți să citiți biografia lui, că e interesantă. A avut relații cu femei sau e la fel de pervers ca Dalai Lama, care bagă limba în gură la copil? La copii. Cred că a avut relații cu femei, da. Cred că în biografia lui a scris și de chestia asta. Da. În fine. Sunt mulți profesori. Aveți de unde primi învățături, însă important este să aveți această dorință de a crea o relație cu profesorul, o relație personală și de a fi, și mai ales disponibilitatea profesorului de a accepta discipoli. Pentru că să știți că în aceste tradiții foarte puțini maeștri au compasiunea necesară să accepte mai mulți discipoli. Pentru că mai mulți discipoli înseamnă mai multă responsabilitate și înseamnă și un efort extraordinar, adică o energie și o dedicare absolut incredibile. Și de asta mulți nu acceptă discipoli. O să vedeți, o să vă loviți de refuzuri dacă încercați o relație directă. O să vedeți că nu o să primiți numărul de telefon, nu o să primiți permisiunea să-l deranjați la orice oră. A fi primit ca discipol înseamnă o deschidere totală și din partea maestrului, o disponibilitate totală. Cam asta este. Vă urez o seară minunată.